Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Vizor. În această seară vă propun o discuție despre muzee și teatru, despre un proiect în care cele două instituții și-au dat mâna pentru a aduce ceva nou în viața sălăjenilor. Pentru asta i-am invitat alături de mine pe Delia Gavlitsky, coordonatoarea Mini Reactor, și Doru Taloș, actor și membru fondator al Reactor Cluj, un teatru independent. Bună seara și bine ați venit alături de noi! Bună seara! Bună seara! Pentru început, v-aș ruga să-mi spuneți câteva informații despre proiectul Reactor Cluj-Napoca, cum s-a născut el și ce vrea el să fie. Reactor de creație și experiment s-a născut în 2014, când după 3 ani și jumătate petrecuți în Barcelona, eu și Oana Mardare ne întorceam la Cluj cu gândul de a găsi un spațiu. Ăsta a fost primul gând și cel mai important, găsim un spațiu și l-amenajăm ca o sală de teatru. Asta s-a întâmplat foarte repede, am ajuns în decembrie 2013 și în martie 2014 spațiul era deschis. Nu era foarte clar ce o să se întâmple acolo, cumva am pregătit un spațiu și am invitat cât mai mulți oameni să-l vadă și am discutat cu foarte mulți oameni idei și posibile proiecte. Tot așa am cunoscut-o sau ne-am reîntâlnit și cu Delia, care cumva era interesată de teatru pentru copii. Și cumva din 2014 avem o stagiune constantă cu spectacole pentru adulți, spectacole pentru copii, concerte, expoziții și alte evenimente culturale. În momentul ăla noi am început cumva cu un buget propriu, veneam din Barcelona unde am și lucrat în timp ce făceam masterul și cumva primul an spațiul s-a susținut din fonduri proprii și din bilete. Cumva primul nostru gând a fost ăsta să avem foarte multe evenimente pe foarte multe segmente de public, adică de asta eram interesat și de spectacole de copii și de concerte alternative și de teatru și de spectacole de improvizație. Cumva pentru a avea publicuri diferite și pentru a avea cât mai multe evenimente care să aducă încasări. Aveam senzația asta că ar fi posibil să supraviețuim din bilete, ceea ce nu e adevărat, e imposibil în orice moment. Chiar și în Cluj? Chiar și în Cluj, deoarece o producție sau un spectacol bun are nevoie de bani pentru a putea fi ridicat. În momentul ăsta producem, cred că, 7 sau 8 spectacole pe stagiune pentru adulți și 2 sau 3 spectacole pentru copii și fiecare spectacol are nevoie de un buget și așa mai departe. Pe urmă trebuie să plătești actorii și sunt cheltuieli destul de mari. Studioul nostru din Cluj are 70 de locuri și cumva e o sală de 150 de metri pătrați, ca să înțelegeți cumva dimensiunile. Deci nu e o sală mare de teatru, e un studio de teatru și producem spectacole alternative, nu mergem pe texte clasice. Suntem foarte interesați de dramaturgie contemporană, lucrăm cu dramaturgi la scenă și pe teme actuale sau de interes pentru comunitate. Cum ziceam, în 2014 am funcționat pe banii noștri aduși de acasă, dar din 2015 am început să căutăm proiecte și finanțări și cumva asta ne-a ajutat să ne și structurăm mult mai bine ideile și gândurile. Avem și o platformă dedicată licenilor cu producții specifice dedicate lor. Avem un interes în investigarea istoriei recente. Am avut câteva proiecte în cadrul cărora am produs spectacole pornind de la Caritas și anii 90 în Cluj. Nu știu dacă telespectatorii dumneavoastră mai țin minte acea perioadă. Cu siguranță sunt mulți care țin minte. Anii 90 și tranziția a fost un moment important în istoria noastră și cred că e bine să nu uităm perioada aia și cum ne-a influențat viitorul. Am produs un spectacol despre decretul din 67, interzicerea avorturilor, care iarăși a fost o măsură care a schimbat cumva destinul nostru, decreței și toată generația anilor 70-80, foarte numeroasă, generație care o să iasă la pensie în următorii 10 ani și iarăși o să creeze un dezechilibru, cred eu. Și da, cumva suntem foarte atenți la ce se întâmplă în jurul nostru și căutăm subiecte și povești relevante pentru comunitate și pentru ce trăim noi astăzi.
Cât de dificil a fost începutul, având în vedere că sunteți un teatru independent și, după cum spuneați, finanțarea în prima etapă ați asigurat-o din buzunarele proprii. Cât de greu v-a fost să aduceți o echipă de oameni de teatru alături? Eram eu și Ioana la început, dar imediat s-a alăturat Delia, Raluca Mara, Cristi Ban, cumva membrii care au rămas cumva și membrii fondatori, dar era o nevoie foarte mare în Cluj în momentul ăla de spații și cumva foarte multă lume s-a alăturat proiectului, voluntar mai ales că la început... Vorbim despre tineri absolvenți? Tineri absolvenți, care-și căutau, cumva, practic, care-și căutau o platformă să se un loc unde pot să-și facă meseria, pentru că în fiecare an sunt foarte mulți absolvenți, dar locuri foarte puține în ce înseamnă teatre și instituții publice. Și atunci cumva era o efervescență în sensul ăsta și echipa în momentul ăsta cred că numără peste 40 de oameni, cumva 8-9 oameni în birou și pe partea tehnică, 30-35 de artiști cu care colaborăm în mod constant. Anul trecut, de exemplu, am avut peste 160 de evenimente la sediu, ceea ce înseamnă destul de mult, și 30 ceva de evenimente în țară. Deci, cumva, avem un program susținut. Avem foarte multe evenimente și e nevoie de echipe. Adică nu e o singură echipă care lucrează la tot ce avem. Sunt echipe diferite, fiecare proiect are o echipă. Încercăm să invităm regizori, regizoare, oameni din afara Clujului, chiar și din afara țării. Încercăm să ne deschidem și pe proiecte europene și așa mai departe. Dacă la început, cum spuneați, ați asigurat finanțarea din bugetul propriu, ulterior ați apelat la diferite surse de finanțare publică. Da, principalul nostru finanțator până în ziua de azi e Administrația Fondului Cultural Național. E singurul finanțator cumva constant sau sigur. Fără de care nu cred că nu ar mai exista reactorul astăzi. Sunt două coluri, adică sunt două perioade în timpul anului în care noi aplicăm cu proiecte către... E un concurs de proiecte. Din noroc sau nu știu din ce să zic, pricepere. Am reușit să câștigăm destul de multe proiecte în ultimii ani. Cred că avem în ultimii 4 ani peste 25 de proiecte finanțate, ceea ce e destul de mult. Da, și cumva da. Deci în primul an am supraviețuit din fonduri proprii și bilete, ceea ce iarăși la început a fost destul de greu. Orice proiect cred că are nevoie de perseverență pentru a da rezultate, nimic nu funcționează din prima. Cred că da, dacă la început aveam gradul de ocupare al sălii în medie la finalul anului la 45-50%, în momentul ăsta anul trecut a fost peste 95% gradul de ocupare a sălii, ceea ce cred eu că e destul de bine. Sunteți un teatru de creație și experiment, așa vă și numiți de altfel, reactor de creație și experiment. Ce presupune acest lucru? Ne place să ne asumăm riscuri, pe lângă proiectele noastre, care cumva sunt foarte clare, producție, dramaturgie contemporană, investigarea istoriei recente și teme foarte actuale, avem și programe de rezidență dedicate dramaturgilor. Avem în fiecare vară Drama 5. E un proiect în care 5 tineri autori cumva au ocazia să stea la Cluj o lună și să dezvolte un text. Avem și proiectul Fresh Start, care e dedicat proaspăt absolvenților și care cumva vine în întâmpinarea unei nevoi pe care am simțit-o și noi foarte acut în momentul în care am terminat facultatea. Cumva le dăm șansa la un prim proiect, imediat după terminarea facultății, un proiect finanțat, în care au un buget, au un spațiu și ei pot să creeze. Deci, cumva, pentru mine, creație și experiment înseamnă, în primul rând, că ne asumăm riscuri și nu încercăm să nu mergem pe drumuri deja bătătorite și cumva să încercăm să privim lucrurile altfel sau să încercăm să producem spectacole care cumva nu au loc sau nu au loc deocamdată în instituții. Oferiți, practic, o alternativă la spectacolele Teatrului Național, nu? Da, cum cu siguranță. Cum vă percepe publicul? Veniți, practic, o altă ofertă. Cred că publicul ne primește destul de bine, cumva. Sunt spectacole la care nu ai cum să nu rezonezi într-un fel sau altul, deoarece sunt povești foarte, cumva, apropiate de publicul nostru. Nu sunt teme care, cumva, nu au nicio legătură cu ce se întâmplă pentru fiecare, cumva, în momentul ăsta, în țară sau în cercului. Și cumva, da, e
o sală cu 1000 de locuri, să vezi un spectacol de la 25 de metri de sus, e cu totul altceva decât un spectacol în care sunt la 2 metri și poate pun și mâna pe genunchiul spectatorului și aia e cumva cu o altă experiență, cred eu. Putem vorbi despre un public care preferă teatrul independent, care îl caută? Eu cred că da, este un public care gustă mai mult zona asta, deoarece, da, e o zonă mai, nu știu, mai intimă. Dumneavoastră, doamna Gavlinski, v-ați alăturat echipei în calitate de regizoare. Cum ați caracteriza parcursul dumneavoastră în tot acest timp? În 2014, Oana și Doru, odată reîntorși în țară, m-au găsit lucrând în teatru de stat, la Teatru de Păpuș Puc din Cluj-Napoca și au venit cu această propunere pe care eu am crezut-o nebunească la momentul respectiv de a crea un spațiu independent în Cluj pentru tineri, să fie experiment, creație, o nebunie. N-am crezut în el, dar m-am alăturat din curiozitate și din dorința de a face lucrurile altfel. Păstrând în paralel postul de la Teatrul de Stat? Nu, foarte, foarte puțin. Deci v-ați asumat un risc. Firesc. Și am dat alături de Oana și de Doru naștere platformei pentru copii, Mini Reactor, care este platforma care se ocupă de publicul tânăr și foarte tânăr. Am creat o stagiune pentru cei mici, care rulează cu spectacole regulate din 2014 și până astăzi. Mi se pare o eternitate. Dar e, consider eu, foarte bine primit de public, de părinți, avem feedback-uri pozitive și asta personal pe mine mă face să merg înainte. Ce fel de spectacole promovați pentru publicul tânăr, pentru cei micuți? În primul rând am chiar la început, a doua producție a Mini Reactor, este vorba de spectacolul Rock Vaiv, care este o propunere din cadrul unui proiect internațional Small Size, pe același profil, care este dedicat copiilor între 0 și 3 ani. Educație timpurie în România. Da, și este un spectacol foarte blând. Reușiți să țineți în scaune pe cei atât de mici? Da. După spectacolul Rock Vaiv au mai venit câteva producții pentru aceeași categorie de vârstă și în principal toate producțiile Mini Reactor își propun să meargă pe aceeași latură de creație și experiment și să nu ne fie teamă să ieșim din tiparul poveștilor clasice, să creăm dramaturgie contemporană pentru copii și până acum am dat naștere, cred că la 5-6 scenarii noi pentru copii. Se realizează și o conexiune sau o interacțiune între public, între micuții din sală și actorii de pe scenă? Da, cred că asta este oarecum special la spațiul nostru. Înainte de spectacole, copiii interacționează în curte, între ei, în principal, iar la final au ocazia să vină pe scenă, să vorbească cu actorii și cu personajele, să atingă și să privească decorul. Lucru care îi apropie de noi, îi apropie de lumea teatrului și fiind mai puțin obscură această lume creativă, ea aduce tot mai aproape. De ce credeți că este important să nu neglijăm această categorie de public? De ce este important să-i aducem pe cei mici încă de la vârste foarte fragede, spuneați de la 0 la 3 ani aveți public, până la vârste mai mari? Și să completez aici un pic. Spectacolele pentru 0, 0, 1, 2, 3, până între 0 și 3 ani, mi se pare, sunt spectacole foarte simple, cu o dramaturgie simplă în care vorbim despre culori sau despre forme și cumva sunt spectacole mai degrabă vizuale, de aceea cumva prind și la un public foarte, foarte tânăr. Eu cred că e important să avem spectacole pentru toate categoriile de vârstă și cumva mai ales începând de la 0, 1, 2, 3, pentru că e viitorul nostru public. Publicul trebuie format. Dacă nu dai cumva acces
copiilor de la vârstă foarte, foarte fragedă la teatru, nu știu dacă o să-l guste mai târziu. Este greu să îi aduceți în sălile de spectacol? Nu. Îi aduc părinții sau vin cu grădinița, cu școala, cum e mai la îndemână? Ne adresăm publicului liber, adică părinți și copii. Vin împreună și avem spectacolele, în principal, se adresează la un nivel și părinților și conexiunii dintre cei doi. Eu cred că noi, ca și artiști, suntem responsabili pentru dezvoltarea publicului de mâine. Așadar, cu cât începem această educație, aș putea să-i spun, a publicului, de la o vârstă cât mai fragedă, cu atât mai mult o dezvoltare în timp. Noi, în momentul ăsta, la Cluj, avem spectacole pentru copii în fiecare sâmbătă, de la ora 11 și în perioada noiembrie, mai avem și de la 12:30 o a doua reprezentație. Deci, cumva, în fiecare sâmbătă sunt 140 de părinți cu copii care ne trec pragul. Deci, cumva, e un public format și constant, aș spune. Adică nu e un efort în a umple sala, cred eu. Un demers cu atât mai important cu cât cu toții știm că în ziua de astăzi copiii își petrec atât de mult timp în fața televizorului și de asta cred că e important să aducem copiii cât mai devreme la teatru, înainte să înțeleagă foarte bine cum funcționează toate gadgeturile, că poate e o șansă în plus să agățăm și în alte activități sau într-un alt program. Sunteți un proiect independent. Spuneți-mi, vă rog frumos, cât de dificil este pentru un teatru independent să supraviețuiască în România noastră de astăzi? Care sunt principalele probleme de care vă loviți? Cred că principala problemă e asta, finanțarea, care cumva în cea mai mare parte e anuală. Administrația Fondului Cultural Național are de 2 ani de zile și proiecte sau... coluri care se adresează proiectelor pe 2 ani. În momentul ăsta la Cluj avem în derulare un proiect care e în al doilea an și un proiect care a intrat în primul an. Deci am câștigat câte un proiect în fiecare an de când se organizează și această sesiune. Dar cumva e o provocare în fiecare an să iei de la zero și până în 1 decembrie să nu știi absolut deloc ce buget o să ai anul următor. Și asta e un pic... Problematic, ne consumă, adică ne consumă și cumva... O lipsă de certitudine. Da, și trebuie să inventăm foarte mult și să căutăm mereu idei noi și proiecte noi care ne-ar putea duce mai departe sau ne-ar putea asigura finanțarea și pentru anul următor. Deci în zona asta de proiecte și finanțări ar fi nevoie de finanțări pe 2, 3, 4, 5 ani, de ce nu? Și atunci cumva ar fi totul mult, mult mai ușor de gestionat. În afară de stat, nimeni nu investește în teatrul independent? Nimeni nu dă o mână de ajutor? Sau să-l încurajeze în vreun fel? Foarte puțin, cred că. Nu sunt iubitori de cultură într-atât de pasionați încât să... Noi nu am găsit foarte mult sprijin în sensul ăsta. Am avut anul trecut o bancă, partener în stagiune. Am mai avut sponsorizări punctuale, două geamuri, o ușă, materiale, un afiș, da. Dar nu susținere consistentă pe care să vă puteți baza pe termen mediu sau lung. Putem vorbi despre o relație între teatrul independent și cel instituționalizat sau e o concurență? Eu nu cred că e o concurență. Aș vrea să nu fie o concurență. Eu cred că ar fi de dorit să lucreze și să coexiste împreună, pentru că vorbim de arii diferite, care practic vin în completare pentru public. Cel puțin cu Teatrul Național din Cluj avem o relație bună, avem proiecte în parteneriat, ei au în fiecare toamnă întâlnirile internaționale de la Cluj, e cumva un festival al teatrului în care prezintă unui public internațional de specialitate cumva, dar și național, dar unui public de specialitate producțiile lor și cumva avem și noi două producții care sunt prezentate în fiecare an în cadrul acestor întâlniri. Actorii ai Teatrului Național joacă și în proiecte de la Reactor și cumva avem un dialog constructiv, nu știu, adică cumva avem o relație foarte bună cu conducerea Teatrului Național. În același timp
la conducerea Teatrului Național sunt foști profesori de-ai noștri sau cumva avem o relație foarte bună și cu Facultatea de Teatru și Film din Cluj. Deci cumva e un oraș în care toată lumea știe pe toată lumea. Și zona independentă, colaborăm cu alte asociații din Cluj care lucrează. Pentru Mini Reactor această colaborare a fost un pic mai dificilă și simt că abia acum ajungem într-adevăr să fim recunoscuți de către teatrele de stat pentru copii ca o formă de artă, de teatru, pentru că cercurile respective sunt destul de închise. Participarea noastră la festivaluri a fost destul de greoaie, invitațiile au venit destul de greu, dar eu acum sper că am făcut un pas înainte și va fi din ce în ce mai bine. Este teatrul independent o primă opțiune pentru absolvenții, proaspeții absolvenți de facultate? Din păcate, cred că în majoritatea cazurilor e și singura în primă fază. În teatre, cel puțin oficial, posturile sunt blocate de mulți ani. Deci cumva se fac foarte greu angajări și termină foarte mulți. Adică cred că am citit ieri, sunt 240 de absolvenți la nivel național în fiecare an. Oameni care nu au cum să intre nici măcar 10% în instituții de stat. Și atunci cred că restul, pentru restul sau pentru măcar încă 50%, prima opțiune e zona independentă, cel puțin în prima fază. Se poate trăi din teatru independent? Cu eforturi mari, eu cred că sunt câțiva oameni care reușesc să trăiască din asta, dar sunt eforturi mari și nu e același lucru. Adică un actor nu e doar actor în teatru independent, ci trebuie să fie un pic și mașinist, să știe să fac machiaj singur, să știe să monteze un decor, să știe să niște un reflector, dacă e cazul, să dea mână de ajutor la spălat, curățat sala, așa mai departe. Deci are mai multe task-uri. Luăm o scurtă pauză de publicitate, nu înainte însă de a viziona un filmuleț cu imagini din spectacole Reactor și Mini Reactor. Revenim imediat.
Am revenit în studio cu invitații noștri din această seară, doamna Delia Gavlitski, coordonator și regizor mini-reactor, și Doru Taloș, actor și membru fondator al Reactor Cluj-Napoca. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre ce înseamnă reactor și mini-reactor, pentru partea a doua vă propun să ne axăm pe activitatea pe care Teatrul Independent, pe care îl reprezentați, o va avea la noi în oraș. În această toamnă, împreună cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, derulați un proiect. Vă rog să ne detaliați despre ce este vorba. Da, avem o relație foarte bună cu muzeul, cumva mai avem proiecte comune și eu, cel puțin de ceva timp, îmi doresc foarte mult să ieșim din Cluj cu spectacolele noastre către orașe care sunt cumva în imediata vecinătate și cumva e ocazie bună de a prelungi viața unui spectacol, cumva de a ajunge la un alt public cu eforturi minime, cred eu, deoarece Zalău e la o oră jumate distanță, putem veni, juca în acea zi și să ne întoarcem la Cluj fără alte cheltuieli. Și având această relație foarte bună cu muzeul, de anul trecut, cred că din decembrie, am încercat... Fiind și Sălăjan la origine, am încercat să tatunăm un pic terenul, să vedem dacă ar fi posibil să începem la Zalău acest proiect sau aceste proiecte, deoarece sunt două. Cumva proiectul pentru copii are o finanțare, iar proiectul pentru adulți are o altă finanțare. Și ce ne propunem noi la Zalău e să venim în fiecare duminică, de la ora 12 cu un spectacol pentru copii și de la ora 19 cu un spectacol pentru adulți. Iarăși, cum am început și la Cluj, cred că pentru a reuși cu un astfel de proiect e foarte importantă perseverența și cumva obișnuința, să obișnuim cumva publicul cu treaba asta, că în fiecare duminică la ora 12 poate să vadă un spectacol pentru copii, este teatru, toate evenimentele în cadrul acestor proiecte vor fi cu intrare liberă și vor fi urmate și de un moment de mediere culturală, adică vom încerca să avem un dialog cu publicul după spectacol, să luăm un feedback, să vedem cum au înțeles ei spectacolele, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, ce ar vrea să vadă, ce așteptări au când vin la teatru. Cumva am mizat pe asta foarte mult și la Cluj, pe tot ce înseamnă mediere și dialog cu publicul, cel puțin la adulți. Toată stagiunea trecută am avut după fiecare spectacol acest dialog, care poate să dureze și o oră și un sfert, acum depinde de moment, dar între jumătate de oră și 45 de minute de obicei. E acest dialog cu publicul, public de la care cumva luăm idei noi sau cumva încercăm să vedem ce am vrut noi să spunem și ce a ajuns la public și ce ar trebui să mai ajustăm. Este Zalăul singurul oraș în afara Clujului în care vă îndreptați cu spectacolele reactor, respectiv mini-reactor, sau ați fost și prin alte părți de țară cu astfel de proiecte? Cu o stagiune este singurul oraș cu spectacole invitate care s-au deplasat, s-a mers și în țară și în afara țării. Da, călătorim destul de mult cu spectacolele noastre, de obicei fiecare proiect sau fiecare producție nouă are cumva inclus și câteva deplasări prin țară. De obicei încercăm să ajungem cu toate spectacolele noastre și la București, deoarece acolo e mai multă presă care ar putea scrie, dar și în alte orașe din țară. Cum vă spuneam mai la începutul emisiunii, anul trecut au fost 30 de reprezentații în afara Clujului și asta înseamnă, da, Timișoara, Satu Mare, Târgu Mureș, Arad, Oradea, București, Sibiu, Brașov, Iași. Seged. Da, adică ieșim și din țară. Zalăul are un public în formare pentru teatru. Mai avem niște proiecte în oraș care încearcă să-i atragă pe zălăoani în sările de spectacol. Cum credeți că va fi primit de cei din Zalău proiectul vostru? Cum vă așteptați să-i găsiți pe cei din public, având în vedere că totuși e o diferență între Cluj, unde există o viață culturală atât de activă. În proiectul mini-reactor Ed Zalău deja a luat startul. Am avut ateliere de teatru cu părinți și copii din Zalău. Scopul a fost documentarea pentru o nouă producție care va avea premiera aici la Zalău. Și cum am luat așa termometrul publicului, mă simt destul de încrezătoare și cred că publicul va fi foarte receptiv la propunerile noastre și mai ales la
latura educațională pe care o au spectacolele mini-reactor, care a fost primită foarte bine. Mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu cei de la atelier. Și cu cei mai mari? Cum credeți că vă veți descurca? Da, eu cred că cumva proiectul o să fie bine primit. Cred că sunt spectacole care nu au un limbaj exclusivist sau nu, cumva nu au un limbaj pretențios. Sunt povești, sunt istorii personale sau cumva documentate din istoria noastră și atunci cred că sunt teme de interes și cumva o să trezească în fiecare spectator ceva. Să spunem că acest al doilea proiect se va derula în perioada septembrie-noiembrie. Da. Este finanțat la fel ca și primul, mini-reactor Zalău, de către Administrația Fondului pentru Cultura Național, iar intrarea este gratuită. Da. Începând cu 15 septembrie, în fiecare duminică, până pe 10 noiembrie, dar noi intenționăm să continuăm acest proiect și după, în măsura în care avem posibilitatea să mai găsim alte surse de finanțare. Cumva am vrea să rămânem o prezență constantă în oraș și e important, cred, în dezvoltarea unui public să ai această prezență constantă, pentru că altfel dacă vii o lună sau vii cu 4 spectacole, nu cred că se schimbă ceva sau nu cred că se dezvoltă într-adevăr un public. Și asta ar fi cumva o miză, să dezvoltăm un public care să aibă cumva apetit. Zalăul e un oraș care are totuși o infrastructură care eu cred că merită folosită mult mai mult. Sunt destul de multe spații în Zalău în care s-ar putea face teatru și nu numai, evenimente culturale în condiții foarte bune. Chiar și scena din parc e o scenă foarte, foarte bine pusă la punct, condiții foarte bune pentru organizarea unor spectacole acolo. Eu, nefiind zălăuancă, am rămas plăcut surprinsă să văd câte spații dotate pentru astfel de activități sunt în Zalău. Și m-am întrebat de ce nu există totuși. Da, cred că e loc. De multe evenimente și cred că este și public pentru asta. Cu ce propuneri veniți pentru publicul adult în cadrul acestui proiect? Ce spectacole aduceți la Zalău? Stagiunea va fi deschisă cu spectacolul Micul nostru centenar. E pe un text scris în cadrul acestui program de rezidență Drama 5, anul trecut, a avut premiera în luna octombrie. Este un text care pune cumva un dialog între generații. Avem o bunică care împlinește 99 de ani. Nu, împlinește 100 de ani, scuze, ca și România, era în anul centenarului. Și cumva e o radiografie a societății și a țării noastre în an centenar prin povestea acestei familii care are cumva, da, mai multe generații. Strănepotul, care are 10 ani și cumva o vede într-un anumit fel pe străbunica, nepoata, fiul și așa mai departe și relațiile care sunt în casa asta. Și cumva, da, cred că surprinde foarte bine și momentul în care ne aflăm noi. Alte piese? Pe urmă, pe 22, recomandăm Fabrici și Uzine, o altă producție a muzeului, Adina Lazar, regizoare, tânără regizoare din Zalău. Din câte înțeleg, a făcut o documentare în una din fabricile. Fosta fabrică Armătura. Armătura, da. Și cumva va prezenta un spectacol pe tema asta. Pe 29 avem La Plasticata. E un spectacol care pornește pe o structură de operă clasică. Deci e un spectacol muzical, operă, aș spune eu. Cu doi actori în rolurile principale care au cumva studii în direcția asta, deci cumva, da, au absolvit conservatorul și cântă foarte, foarte bine. Pe 6 octombrie venim cu Miracolul de la Cluj, este spectacolul care documentează anii 90 și fenomenul Caritas. E un spectacol foarte interactiv. N-aș vrea să dau foarte multe detalii. Pe urmă vine Varoterem, nu? Pe 13. Da, da. Proiectele noastre, ambele proiecte au și spectacole în limba maghiară.
credem că e un public și pentru asta în Zalău. Se vor juca și în maghiară. Da. Compania Varotren Project de la Cluj. E un teatru independent care funcționează pe, cam pe același principii pe care funcționăm și noi, doar se adresează unui public vorbitor, în primul rând, de limbă maghiară. Și pe 13 octombrie vor fi cu spectacolul Zero, o producție care vorbește cumva despre ritmul în care trăim noi astăzi, despre cât de multe sacrificii facem pentru muncă sau cât ne bucurăm de viață. Pe 20 venim cu Baladele Memoriei. E un spectacol care are în scenă o doamnă în vârstă de 69 de ani, pensionară, nu e actriță, nu are studii în sensul ăsta și cumva e un spectacol care iarăși pune în dialog generații. A pornit foarte tare spectacolul ăsta de la conflictul ultimilor ani între acești tineri, zici frumoși, și acești pensionari care cumva sunt foarte marginalizați și cumva neînțeleși sau cumva nimeni nu vrea să le mai dea credit. Părerea lor contează, cred că destul de mult și cred că și ei au anumite nevoi care trebuie să respectate. Și cumva, da, cunoaștem această doamnă și povestea ei, dar și poveștile actorilor de pe scenă, cumva relația lor cu pensionarea, ce înseamnă, sau cu înaintarea în vârstă și relația lor cu părinții, sau a noastră, că și eu joc în spectacolul ăsta. E un spectacol de 100 de minute, cu multe povești personale, unele dintre ele nu sunt spuse live, sunt înregistrări pe diferite aparate. Dar publicul se va putea regăsi, mă gândesc, în poveștile. Sigur, cu siguranță. Cu siguranță. E un spectacol care a fost selectat și în Festivalul Național de Teatru, unul dintre cele mai importante festivale de teatru din țară. Acolo va fi prezentat la București pe 24 și 25 octombrie. Pe urmă revenim pe 27. Pe 27? 27, da. Duminică. 27, da. Pe 27 revenim cu Glorie. Un spectacol care a avut premiera în luna iunie și mi se pare că e un spectacol care pornește cumva de la basme și arhetipuri și cum ne influențează viața, poveștile astea cu care creștem, ce înseamnă erou, eroină, când avem eroină, de ce avem atât de puțin cuvântul eroină și avem mai degrabă un erou, un antagonist, fecioara care e cumva răsplată eroului, iarăși de ce, e bine, nu e bine. Și în acest spectacol avem și o poveste inspirată cumva din viața unui erou banal din Zalău, Dănuț. Iar și un spectacol care trece prin diferite feluri de teatru, teatru documentar, teatru muzical, teatru de păpuși. O nebunie. E greu, e foarte greu, cred că, de văzut sau de înțeles așa din ce povestesc eu acum pe scurt. Un motiv în plus pentru zălăoani să vină la spectacol. Da, ar fi important să vină și eu cred că nu o să regrete deloc. 99,6. Am ajuns la data de 3 noiembrie. Sau 4 noiembrie? 3 noiembrie. În 3 noiembrie venim cu 99,6, un spectacol produs tot anul trecut, tot pe tema centenarului, dar care cumva interoghează relațiile interetnice, istoria noastră comună, o istorie care a avut multe schimbări. În ultimii 100 de ani am schimbat regimuri, administrații și în an centenar cred că e bine să vorbim despre relațiile noastre și despre cum vor fi următorii 100 de ani și cât de bine sau cum am putea să ne cunoaștem și să ne apropiem. Și pe 10 noiembrie, ultimul spectacol, tot de la Varotelem, România 100, un alt spectacol care vorbește despre centenar și relațiile. La fel ca la începutul stagiunii. Da. Unde se joacă ele? Spectacolele se vor juca la Sala Transilvania, a Casei Municipale de Cultură. În clădirea Transilvania, sala de spectacole. Da.
O să vă rog și pe dumneavoastră să ne prezentați pe scurt programul Mini Reactor. Pe scurt o să fac asta. Peste care am sărit că, practic, cu acestea vom începe, nu? Spectacole pentru copii sunt mai întâi, nu? Da. Vine la ora 12, tot pe data de 15, da. Zilele sunt aceleași, începând din 15 septembrie până pe 10 noiembrie, în fiecare duminică, la ora 12. În aceeași sală, de spectacole. În aceeași sală, sala Transilvania. Îi așteptăm atât pe părinți cât și pe copii să petrecem maxim 50 de minute împreună. De menționat este că ne propunem ca după unele spectacole să avem sesiuni de mediere culturală, ceea ce înseamnă că invităm să rămână în sală după o pauză de 5 minute și să discutăm prin întrebări ghidate sau activități despre cele vizionate. Astfel încât spectacolele adresate copiilor să nu rămână la un nivel de divertisment, ci împreună să tragem anumite învățături. De asemenea, ne dorim să le oferim părinților un model prin care pot ghida această învățare prin experiența copiilor. Vom începe, așa cum am spus, pe 15 septembrie cu spectacolul Rock Vaiv, adresat celor mai micuți dintre copii. Copiii 0-3 este un spectacol despre culori. Pictorul nostru alb locuiește într-o lume albă și haideți să vedem cum reușește să-și coloreze lumea. Continuăm cu un spectacol de magie al partenerilor noștri de la compania Magic Puppet, Hocus Pocus. Da, este un iepure, da, iese dintr-o pălărie, dar nu este viu. Vă invităm să vedem cum ne poate râsul ajuta în relația cu copiii noștri. Săptămâna viitoare vom afla de ce anume este frică întunericului. Dacă trăim cu impresia că doar copiilor le este frică de întuneric, haideți să încercăm să privim și din perspectiva cealaltă și să vedem care sunt fricile și angoasele întunericului. Este un spectacol muzical care sper să vă placă foarte mult. Mie îmi place. Continuăm cu partenerii noștri tot de la Varotăi Rem Project, pe linie maghiară, cu Proba Mazărei, după povestea clasică a lui Hans Christian Andersen, dar pusă într-o altă lumină, prin metode inovative. Urmează Madame Pove, pe care sper să o îndrăgiți la fel de mult cum o place publicul clujan. Madame Pove este un personaj de storytelling care la Mini Reactor are o serie de spectacole, în fiecare spunând o altă poveste prin alte metode. Uneori copiii spun că nu vin la Mini Reactor, ci vin acasă la Madame Pove. De data asta ne va spune povestea turtiței rumenite. Este un spectacol interactiv. Continuăm cu Bucătăria familiei Balaur, care este un spectacol cu balauri, unde se vorbește despre ludic și imaginar. Este un spectacol care a luat naștere în urma dramatizării cărții de Adina Rossetti, De ce zboară vrăjitoarele pe coz de mătură și încă 10 întrebări fantastice. Și continuăm cu un spectacol al Asociației Buffy, un spectacol cu o tentă ecologică. Personajele noastre călătoresc prin pădurea fermecată, așa cum se numește și spectacolul. Și haideți să vedem ce impact avem la orice vârstă în pădure și în natură. Continuăm și ne apropiem de final cu premiera spectacolului pe care o construim acum. Este un spectacol în lucru, un spectacol care va lua naștere în urma atelierelor pe care deja le-am susținut. Ana Cucu Popescu, dramaturga pe care participanții la atelier au putut să o cunoască, acum scrie, dă naștere noului scenariu. Va fi un spectacol despre diversitate culturală, cel mai probabil despre
această diversitate pe care nu înțelegem dacă este bună, nu e bună, ne ajută, ne încurcă și vrem să deslușim acest mister. Și vom încheia stagiunea cu ultima premieră până astăzi de la Mini Reactor, spectacolul Despre Stele. Este un spectacol care a fost creat pe aceeași structură ca spectacolul pe care îl creăm acum, în urma unor ateliere care au avut loc în stagiunea trecută la Cluj. Tema este toleranța. Deci, ceea ce cred că încerc să zic este că ceea ce facem aici nu este un experiment. Deja am încercat, am comunicat cu părinți, copii, am extras informații, am dat naștere unui spectacol deja și ceea ce încercăm să facem prin noua producție este un model deja implementat și validat. Un program așadar extrem de bogat, din care publicul poate alege. Da, cred că e bine ca telespectatorii dumneavoastră să ne caute și pe Facebook. Avem pagină reactor.zalău, unde momentan pot găsi informații mai generale despre noi, dar în viitorul foarte apropiat vom lansa și anunța și acolo programul și evenimentele cu toate detaliile necesare. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi în această seară. Și noi vă mulțumim. Mulțumim foarte mult Muzeului Județean de Istorie și Artă. Am avut un sprijin real din partea Muzeului în implementarea acestor proiecte. Mult succes cu proiectul la Zalău și încă o dată, zălăuani, sunteți așteptați la teatru, cu mic, cu mare, în septembrie, octombrie și noiembrie. Încă o dată mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi în această seară. La revedere!